Stimați profesori, dragi ucenici părinți și dragi participanți și invitați, mulțumesc domnului profesor pentru această invitație și gazdelor noastre de la Curtea Drâncovenească, deci altfel n-aș fi putut avea loc acest eveniment. Nichifor Crainic a fost luminătorul României interbelice. Ca să fac o legătură între ce s-a discutat până în momentul de față și Nichifor Crainic, aș putea să menționez că el s-a născut în anul în care Mihai Eminescu a plecat în lumea de dincolo, în 1889, și a fost continuatorul în planul naționalismului românesc, Nichifor Crainic, al lui Mihai Eminescu, pe care l-a desăvârșit, putem spune, pentru că după primul război mondial a fost conducătorul revistei Gândirea, care a avut ca principale coordonate ortodoxia și mitul folcloric. Pe de altă parte, Nichifor Crainic a fost ministru al propagandei naționale pentru o scurtă perioadă în timpul celui de-al doilea război mondial, astfel a avut legături cu Armata Română, cu mareșalul Ion Antonescu, toți ceilalți. Iar în al treilea rând a fost profesorul de mistică ortodoxă al părintelui Galeriu, la începutul anilor 40. Nichifor Crainic are o operă vastă. Acum câțiva ani tot aici am avut o scurtă conferință despre el și această operă n-a fost cercetată. S-au publicat, într-adevăr, cursurile de mistică ortodoxă, câteva cărți din anii 30, puncte cardinale în haos și câteva volume de poezie, însă opera sa politică n-a fost deloc publicată, absolut deloc. Sunt peste 1000 de articole. El a fost un publicist naționalist și a debutat la ziarul lui Nicolae Iorga în timpul primului război mondial, unde a fost soldat sanitar. După aceea a continuat și a fost printre temeitorii ziarului Cuvântul, apoi temeitor al ziarului Curentul, după care și-a înființat propriul ziar Calendarul între anii 1932-33. Un inginer cu dare de mână i-a oferit această sumă importantă pentru tipar și a spus să publice numai adevărul, pentru că adevărul este alterat, din păcate, și ce se publica în presa vremii era, bineînțeles, cenzurat sau fiecare urmărea o anumită ideologie. Și atunci el a devenit foarte incomod pentru serviciile secrete, bineînțeles, și pentru regimul din perioada respectivă. Cum i-am dat seama? Mergând la CNSAS, am solicitat dosarele care erau deschise pe numele lui Nichifor Crainic. Atunci mi s-au adus zeci de dosare, mi-aduc aminte și acum, inclusiv dosare de urmărire din anii 30. Fiecare articol de-al său, în special din ziarul Calendarul, era decupat de către agenții siguranței de atunci. SSIU. Și da, SSIU, Morozov și toți ceilalți. Și pentru că, într-adevăr, el avea o atitudine extrem de, să spunem așa, naționalistă și dacă citiți articolele sale, veți vedea că avea și un talent poetic în a expune, avea o logică extraordinară, astfel încât te lumina, pur și simplu. De aceea, el i-a și sprijinit pe tinerii din perioada respectivă, pentru că, vedeți, tineretul era marginalizat de către clasa politică. Bătrânii din partidele politice și urmăreau interesele lor, iar tinerii care pur și simplu erau, în special din zona rurală, ajunseseră să se școlească, erau fii acelor țărani de la 1907 care suferiseră și ei se uniseră în jurul unor lideri, cum a fost Corneliu Zelea Codreanu, pe care Nichifor Crainic l-a sprijinit în perioada 1932-33
Chiar s-a legat o prietenie între ei și el a fost cel care a făcut legătura între Cornelius Eracodreanu și Radu Gir. El această legătură conform mărturiei lui Radu Gir, adică nu sunt vorbe în vânt. Există în arhiva CNSA sau mărturia lui Radu Gir între Cornelius Eracodreanu și Lucian Blaga. Numai că s-a produs și o ruptură totodată între ei în la sfârșitul anului 1933. Crainic va mărturisi ulterior într-un articol din anii 40. Ne-am iubit, dar ne-am și înstrăinat apoi. Pentru că a avut loc acel incident, uciderea lui Ighe Duca pe peronul gării din Sinaia, ca urmare a interzicerii partidului, Garda de Fier, la alegeri. Și pe listele partidului se afla inclusiv Nichifor Crainic, în 1933. Și atunci, ce s-a întâmplat? Bine, uciderea aceasta a fost drept răzbunare a acestei interziceri și faptul că chiar Virgil Teodorescu aici în Constanța, un tânăr legionar, fusese omorât pentru că lipise afișe. Și atunci Nichifor Crainic a fost arestat pur și simplu pe 1 sau 2 ianuarie 1934, la scurt timp, a fost arestat și a fost închis la Jilava pentru 4 luni. Și atunci s-a produs o înstrăinare, vedeți, pentru că el oferise tot sprijinul acestei mișcări și mai ales pentru că și Cornelius Eracodreanu după aceea s-a apropiat mai mult de Nae Ionescu. Vedeți, Nae Ionescu nu le oferise sprijinul pe care sprijinul pe care îl oferise Nichifor Crainic. Și atunci Nichifor Crainic a avut, bineînțeles, și a continuat această atitudine naționalistă în jurul altor reviste, cum a fost Farmă Piatră sau Porunca Vremii al lui Octavian Goga. Și pentru că în perioada respectivă nu există tinerii erau naționaliști, dar nu exista numai mișcarea legionară, existau și alte grupuri din jurul altor reviste, să spunem. Și aveau același scop la bază, în principiu. Da, revenind acum, pentru a schița o scurtă biografie a lui Nichifor Crainic. El s-a născut în ajunul Crăciunului, 1889, într-o familie de țărani săraci, absolut săraci. Tatăl său nu avea decât foarte puțin pământ pentru a lucra și pentru a-și crește cei 5 copii. Din cauza aceasta se ocupa cu chirigeria, venea în București și pur și simplu își folosea brațele pentru a câștiga un ban în plus, mânca, chiar spune Crainic undeva, mămăligă și castraveți acri pentru a-i întreține. Și la un moment dat l-a luat și pe Nichifor Crainic în București și i-a spus, uite mă Ionică, arătându-i zidurile cărămizii ale seminarului central, uite mă Ionică, aici vreau să te dau eu pe tine dacă va vrea Dumnezeu. Și într-adevăr, Crainic a intrat printre primii, chiar primul, la seminarul central, cu toate că anumiți preoți care veniseră cu fiilor acolo, l-au cumva la o facultate, dar i-a spus, măi, chiar crezi că o să intri tu, un fiu de țăran, la acest seminar? L-au descurajat, da. Și iată că a intrat și nici n-avea bani de rechizite și nici bani pentru cărți. Tatăl său a fost nevoit să-și vândă un cal și un porc și după aceea să apeleze la boier. Boierul a rămas indiferent. Nu l-a ajutat cu absolut nimic, toate că ei se duseseră cu două gâște, două rațe. Le-a dat pur și simplu prețul rațelor și s-au întors la fel de săraci. Și atunci el, într-adevăr, a petrecut multă vreme în bibliotecă și și-a format o cultură vastă, enciclopedică. Și absolvind seminarul teologic, a urmat facultatea de teologie, pe care a absolvit-o în 1916, după care a plecat ca soldat sanitar pe front. Aici l-a cunoscut pe Alexandru Vlahuță. Vlahuță l-a admirat foarte mult pe Nichifor Crainic și au locuit după război o perioadă în aceeași casă, pe strada Apolon, în București.
După care Nichifor Glănică a plecat la Viena, chemat de Lucian Blaga, prietenul său, unde a studiat pentru 2 ani, din păcate rămânând fără fonduri, s-a întors în țară și a început să colaboreze la revista Gândire, al cărei conducător va deveni la scurt timp după plecarea lui Cezar Petrescu la Paris. Și va face din această revistă organul principal al României Mari. De ce? Pentru că s-a gândit că după această unire, toate provinciile acestea erau unite în special de ortodoxie, pe care a definit-o ca substanța sufletului românesc și a pus-o în valoare. El era de părere că românii nu au mers să-i cucerească pe alții și să dezvolte un imperiu, și mai cu seamă au creat un imperiu pe verticală prin aceste energii necreate despre care va vorbi în cursul său de mistică ortodoxă. El a fost primul teolog care a introdus un curs de mistică ortodoxă în România Mare, mai întâi la Chișinău, apoi la București, în 1932. Acest curs de mistică a fost, bineînțeles, urmat de foarte mulți preoți și monahi. Chiar părintele Arsenie Boca a spus că acest curs i-a deschis calea către îndumnezeire. La scurt timp, după ce se stabilește în București și predă la Facultatea de Teologie, îl cunoaște, bineînțeles, la sfârșit de săptămână mergea prin toate orașele țării și ținea câte o conferință. Avea prieteni în toate colțurile țării și la un moment dat a fost invitat de mitropolitul Nicolae Bălan la Sibiu și acolo la masă i-a cunoscut atât pe părintele Stenloae cât și pe părintele Arsenie Boca. Între ei s-a legat o prietenie foarte strânsă, pentru că părintele Stenloae a fost invitat să scrie la revista Gândirea și la celelalte ziare la care scria și Nichifor Crainic, lucru mai puțin cunoscut. Și a devenit un mentor pentru părintele Stăniloae. Iată ce spune doar un scurt fragment părintele Stăniloae despre Nichifor Crainic. Citez: într-o vreme când nimeni nu avea niciun interes și niciun cuvânt de laudă pentru ortodoxie ca factor de viitor în spiritualitatea românească, Nichifor Crainic a pus singur această problemă. Nu încât o sentință sibilinică și mai mult de dragul unei singularizări în originalitate, ci în eseuri ample, palpitante de simțirea unui suflet convins și cuceritoare prin lumina cu care le îmbracă un scriitor de bogate resurse. Batjocorit de mulți, aplaudat de puțini, dar cu o stăruință nedescurajată de iluminat, a continuat să scoată de sub straturi groase și învârtoșate una câte una piesele unei comori ce părea definitiv dispărută. Și după ce a scuturat-o de pământul și de rugina unei înțelegeri primare și formaliste, o lume întreagă a căzut în genunchi în fața strălucirii ei. Azi, ortodoxia ca valență culturală, ca putere formatoare de suflete, ca chintesență românească, este deplin recunoscută în lumea generației mai tinere de intelectuali. Deci iată că el a fost cel care practic a restaurat ortodoxia pe aceste temelii ale mistice ortodoxe, pentru că esența ortodoxiei aceasta este prin mistica ei practic se coboară, cum spunea Nichifor Crainic, aceste energii dumnezeiești într-un naționalism constructiv, cum vedea el situația la vremea respectivă. Și iată că astăzi această restaurare a României și a ortodoxiei se poate realiza pur și simplu punând în valoare opera lui. Însă, mergând la unele biblioteci mari, ca să nu spun Academia Română, am observat că opera sa publicistică, politică, nu se mai dă spre cercetare. Nu se mai dă spre cercetare, pur și simplu se spune așa. Mai mult, organizându-se o expoziție despre istoria presei românești, unde erau expuse toate ziarele din secolul XIX-lea până în prezent, nu erau expuse ziarele unde a publicat Nichifor Crainic. Și la un moment dat am întrebat și eu, doamnă, mai drăguță mi-a spus, s-a dat ordin să nu fie expuse.
Deci vedeți că aceste izvoare pur și simplu sunt blocate. Dar v-ați astfel... întrebat de unde vine ideea? Ar fi trebuit să vă întrebați cine? Știi, păi, atacă, știi, bine, dar asta e altceva. Dacă vom căuta la anumite biblioteci mai puțin cunoscute sau vom căuta anumite articole, vom da seama de unde, de unde vin aceste inițiative. Și iată că eu am aflat sincer despre Nichifor Hrainic, eram anul 3 la facultate, m-am înscris din pasiune la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și la un moment dat mi-am propus să fac o teză despre, de licență despre Părintele Arsenie Boca și mergând prin arhive am descoperit și mărturile Părintele Arsenie Boca despre Nichifor Hrainic. Atunci am căutat cât mai multă informație și am mers la surse, pur și simplu. Pentru că m-a uimit faptul acesta că la Facultatea de Teologie nu mi se vorbise despre cel care a restaurat, practic, Ortodoxia și care și-a jertfit întreaga viață, pentru că, pe, de o parte, el se ridicase pe jertfa tatălui său, deci un țăran simplu care a și murit la scurt timp după ce el s-a întors din război și chiar i-a arătat ultimul gest, a fost acela de a arăta cu degetul spre icoană ionică Dumnezeu, ca un testament. Și Hrainic și-a riscat viața, pur și simplu, că el, în perioada respectivă și când a fost arestat, chiar s-a pus această problemă a omorârii lui. Era foarte ușor să fie omorât, să organizeze deja un proces. După aceea el chiar vorbește în memoriile sale despre cum au fost chemați toți șefii de ziar în 1938 și s-a pus problema uciderii lui Corneliu Zelea Codreanu și se afla și el în biroul lui Arman Călinescu, chiar istorisește lucrul acesta. Și după aceea el putea să fie oricând, mai ales că dacă vei citi o parte dintre articolele sale pe care le veți mai descoperi, fie pe la arhive, dar v-am zis că acolo unde ar fi, să zicem, întreaga operă publicistică deja e blocată, veți vedea că el a riscat foarte mult, deci... Da, exact ca Mântuitorul Iisus Hristos. Știți că există un istoric britanic foarte interesant care el face o analiză în cheie de intelligence, spunem, a ultimii părți a vieții Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că se spune în Evanghelia după Marcu, era urmărit și de irodiani și de toți ceilalți, de trimiși de la templu pentru a fi uciși, pentru a fi prins în cuvânt. Și la un moment dat, ei nu reușesc, vedeți, să-l prindă un cuvânt și le da acea replică, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. În acel context a dat această replică Mântuitorului Iisus Hristos. După aceea comuniștii au scos-o din context și ne-au prezentat o nouă încheie ideologică, pentru că am descoperit în arhive că protopopii și toți ceilalți aveau misiune de la securitate să pună accent pe aceste lucruri. Dați cezarului ce al cezarului și Dumnezeu ce al Dumnezeu, supuneți-vă stăpânilor celor mai înalte, că sunt de la Dumnezeu, adică supuneți-vă Partidului Comunist, adică ca oamenii să fie doctrinați, să pună accent pe lucrurile acestea care erau scoase din context. Și astfel Mântuitorul revenind nu e prins în cuvânt, și până la urmă ei reușesc să-l racoleze pe Iuda, spune acest istoric britanic, pentru 30 de arginți. Exact ca în perioada comunistă, ei încercau să te racoleze fie pe sentimente patriotice, fie pe bani, fie erai șantajat, cum era, la un moment dat am găsit un inspector bisericesc, era șantajat cu faptul că fiica lui fusese prinsă cu un dentist. Și el era așa, dar sunt multe lucruri de genul ăsta. Adică asta este realitatea, istoria de la firul ierbii. Pentru că, vedeți, există o istorie cosmetizată. Și până la urmă, vedeți, nici Vechiul Testament n-a fost cosmetizat. Dar în ultimii ani, noi cosmetizăm pur și simplu istoria. Adică ei n-au cosmetizat faptul că David a făcut și fapte nelegiuite sau toți ceilalți, toate întâmplările din Vechiul Testament. Dar pur și simplu noi cosmetizăm și astfel nu ne trezim, pentru că
nu e adevărul acolo cumva. Și automat, din moment ce nu ți se spune adevărul, și pentru a căuta adevărul trebuie să mergi la arhive, să stai zi de zi. Țin minte că din 2012, de atunci am tot mers, an de an, chiar mi-a făcut și prieten la sală acolo, era un domn, George Fișan și doamna Mirela Jeanu, ne-am și prieteni și acum suntem prieteni, pentru că nimeni nu ți oferă nicio sponsorizare pentru că e nevoie de bani, pentru că, nu, ca să mergi de dimineață până seară, trebuie să locuiești undeva, să te asiguri hrana și nu există fonduri pentru a cerceta, de exemplu, istoria Bisericii Ortodoxe Române de la 1918 până în 2018, de exemplu, din 200 de ani. Dacă dumneavoastră mi-a arătat și mie o carte de istoria Bisericii Ortodoxe Române din perioada aceasta, bazată pe documente și cu o viziune în care să fie integrat și Nichifor Crainic și toți ceilalți, toate mișcările acestea începând, chiar și cu Petrache Lupu, care a fost un profet popular, adică el nu există în cărțile de istorie Bisericii Ortodoxe Române, practic a fost o mișcare autentică. După aceea, mișcarea de la Sâmbăta de Sus, Rugu Aprins, Vladimir Ilie, Nil Dorobanțu, Ioan Iovan, toate părintele Dimitrie Bejan, ajungând la părintele Iusim Bârvu, care iarăși a fost persecutat, era etichetat iar de către unii mari duhovnici care, mă rog, acum urmează a fi canonizat, era pușcăriașul ăla, îi spuneam, știți? Înainte de 1989. Adică au fost și lucruri de genul acesta pe care nu le putem ascunde dacă vrem să ne trezim și să clădim pe adevăr. Și asta, sincer, am deprins sau încerc să deprind, încerc să înțeleg și eu pornind de la opera lui Nichifor Crainic. Pentru că ei au fost oameni care și-au asumat, până la urmă, și-au asumat riscuri foarte mari. Și pentru acest lucru, iată că a fost închis timp de 15 ani temnițele, nu, temnițele comuniste. Asta l-a iut timp de 15 ani, 1947 până în 1962. După aceea, bineînțeles, unii râdeau de el și chiar au răspândit lucrul acesta. Țin minte că era o carte a Iud însângerat, scrisă de... Aceea e o mărturie extraordinară, dar mai e o carte scrisă despre Aiud, e și poet domnul respectiv, și l-am întrebat, că în cartea respectivă se spune Crainic s-ar fi lepădat de Dumnezeu pentru un polonic în plus, sau... și l-am întrebat, dar erați de față când s-a întâmplat? Nu eram de față, dar de ce istorisiți? Ca și cum ați fi fost de față, că așa iese de acolo, că l-am văzut, cum Nichifor Crainic se lepăda de lui, nu, că așa se răspundea în temniță. Dacă n-ai fost de față, de ce? Da, e vorba despre altă carte, nu despre Aiud însângerat. În cartea lui Grigore Caraza, chiar un alt mare mărturisitor, pare că nu l-am cunoscut, spune despre Nichifor Crainic o întâmplare. La un moment dat ținea predica de dimineață, căci duminica dimineața nu terciul era așteptat, ci predica lui Nichifor Crainic, acolo în temniță. Și la un moment dat Crainic ține acest cuvânt timp de câteva ore și gardia unul din frații aceștia, Maier, asculta. Și intră pur și simplu în celulă și spune, dă cartea, cum spunea paragiul, banditule, dă cartea. Și ceilalți spun, dar e Nichifor Crainic, nu-l cunoașteți. Și ăsta rămâne gardianul mirat, așa, și trage o înjurătură, așa, zice, da, deștept mai ești, mă. Da. La cartea în cap. Da, avea geniul acesta de a expune și vă spun. Și chiar el oferă soluții pentru dezvoltarea României, la atrage atenția că România nu e doar o țară agricolă și pastorală, e în primul rând și o țară piscicolă, numai da, punând în valoare resursele acestea piscicole. Lui plăcea să vină aici în Dobrogea, să stea vara la mare câte o lună, dar și uneori mergea la plajă, nu ne imaginăm că venea special pentru plajă. Soția și fica lui plecau prin delta, se mai plimbau, dar el stătea, purta corespondență, scria articole. Chiar aici a citit o vară întreagă Filocalia scrisă cu litere chirilice în 1937 și aici lucrul acesta mai punctez și după aceea închei. În anul următor,
a primit un manuscris de la Mănăstirea Frăsinei, manuscris al Filocaliei, cu litere latine, bineînțeles, și i-a atribuit greșit lui Gerasim Safirin, care se retrăsese acolo, episcopul Gerasim Safirin, dar și-a pus în gând să publice această operă și atunci a cerut sprijinul Sfântului Sinod în 1938. Există această scrisoare adresată către Sfântul Sinod. Sfântul Sinod ia în considerare, Mitropolitul Nicolae Bălan și această răspundere de a oferi tot sprijinul. După aceea, Părintele Arsenie Boca merge la Muntele Athos în 1939, se întoarce cu niște transcrie, iarăși Părintele Stăniloae beneficiază de o traducere grecească și Părintele Arsenie Boca îl impulsionează totodată pe Părintele Stăniloae să realizeze această traducere și iată că ei reușesc acest lucru în anii, până în 1948, reușesc să publice aceste prime patru volume și Părintele Stăniloae spune clar, fără sprijinul Părintelui Arsenie Boca și al celor care au făcut abonamente și al mișcării de reînsuflețire, de regenerare ortodoxă din jurul Mănăstirii Sâmbăt, n-ar fi fost posibil apariția acestor volume. Uitați că Filocalia s-a reeditat și aceste prefețe au fost scoase, pentru că nu se dorește să apară numele Părintelui Arsenie Boca. Vedeți ce, la nivel oficial vorbesc. Deci cum dorim noi să realizăm o restaurare a ortodoxiei dacă noi cenzurăm, tăiem și până la urmă există aceeași atitudine față de tineri. Vă spun sincer că am colegi care au plecat. Ei lucrează prin alte țări de nevoie, pentru că aici totul e blocat. Se merge numai în general pe tot felul de, la fel de pile, cunoștințe. Și cum să se realizeze această regenerare? Și în mediul universitar, vedeți, nu mai există, poate, un Nichifor Craincu, Naionescu și toți ceilalți. Și asta e o problemă foarte gravă, actuală, adică din punctul meu de vedere, pentru că eu vorbesc și numele generației mele, care, din păcate, a emigrat și a găsit loc prin diaspora. Ei își doresc să se întoarcă, dar aici, din moment ce se blochează toate ușile, nu dau bani să-și plătească o chirie, vă spun sincer. Acolo măcar, știți, nu, tot am ajuns la o realitate. Măcar își plătesc o chirie care e foarte mare, mâncarea, și le mai rămâne o sumă de bani pe care o transformă la cursul valutar și asta e o încurajare cumva. Așa gândesc toți. Înmulțim cu 5,6 cât e lira, înmulțim cu 5 cât e euro și tot e și mai bine decât în România. Așa gândesc toți care sunt plecați. Nu mai spun că nu există nici în diaspora cineva care să-i unească și vedeți să creeze o mișcare de... Și acest lucru se poate face. Avem soluții mai în anii 30, dacă apelăm la articole respective, la proiectele respective, sunt soluții foarte clare. Dar trebuie să existe și voință. Dar mulțumesc! Pare că poate vă duc la mult. Permite-mi să